Colegiul cel mai mare și cu una din cele mai importante mize politice este cel lăsat descoperit în București de fostul senator Dan Voiculescu în luna ianuarie. Colegiul 8 al lui Dan Voiculescu din capitală este liber și acum, deși acesta și-a dat demisia din funcția de senator la începutul anului, mai precis pe 28 ianuarie. Dan Voiculescu și-a dat demisia pentru a doua oară din Parlamentul României și asta pentru că pe 31 ianuarie avea programat un nou termen în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Voiculescu a motivat că a recurs la acest gest pentru a renunța la imunitatea parlamentară. Chiar și așa, conservatorul depusese jurământul de credință cu o săptămână înainte de a-și anunța demisia.